sufletul tău și apoi te lovește. Unde ți-e mai bine și crezi că ține cu tine. Este cel mai rău când prietenul tău intră ca un hoț în sufletul tău și apoi te lovește. Unde ți-e mai bine și crezi că ține cu tine. Când ai de vreun rău, cine cazul te va paște? Un prieten bun n-a nevoie să-i